Bună, dragile mele, și bine am găsit la un nou video! Astăzi vreau să vă pregătesc pentru voi un tutorial pentru unghiuțe de Crăciun, super rapid, asta va fi primul, deoarece voi mai face încă unul și încă unul pentru Revelion. Și cam așa arată unghiuțele. Sper că se focusează, e cam greu cu sclipiciu pe cameră, din câte am observat eu. Oricum, am făcut această formă de semilună, și am pus sclipici în jurul ei și am să vă arăt imediat ce produse am folosit. Ca și bază, am aplicat deja această bază de la Oriflame. Este o nuanță destul de nude, ceea ce mi-a plăcut foarte mult deoarece ajută culoarea. Una simplă, oricum puteți folosiți ce aveți la voi acasă. Ca și ojă roșie, am folosit aceasta de la Demi Moore, deoarece îmi place foarte mult roșul acesta, e un roșu intens, potrivit pentru sărbători, și aceasta este în nuanța Hollywood Red. Aici este prescurtat, dar e Hollywood Red. Așa, și veți mai avea nevoie încă de o pensulă de nail art subțire, sclipici, eu am ales acesta roșiatic cu verde. Asta l-am luat de la un magazin cu produse cosmetice, însă orice fel de sclipici aveți poate să fie aplicat. Apoi un corector pentru unghii, știți, arată cam așa și îmi corectez după ce am terminat manicura, și o scobitoare pentru a lua sclipiciul de pe capac. Și prima dată am să pun pe această folie, este de la Oriflame pentru benzile acelea, pentru a crea frânciuri sau modele, și aplic aici foarte puțin roșu. Și pentru a-mi ieși forma bună la manicură, o să vă dau și zoom, iau puțin din acest roșu și creez o semilună. Cam așa. Oricum, nu mi-a ieșit perfect, însă am să corectez cu acesta. Iar acum este mult mai bine. Mă va ajuta să aplic corect oja. Iar acum iau această nuanță de la Demi Moore. Veți vedea că este foarte pigmentată. Le-am făcut la toate review-ul la mine pe blog. Ar fi destul chiar și un singur strat, însă eu de regulă aplic două pentru rezistență și un plus de pigmentare mai bună. Și aplic doar unde am făcut forma. Între timp corectez. L-am lăsat puțin să se usuce, iar acum am să aplic un al doilea strat. Ok, acum din nou las foarte puțin să se usuce și pregătesc clipiciul. Îmi pun puțin în capac deoarece mi-e mult mai simplu. Și am să încep prin a aplica sclipici, de fapt paietă cu paietă, de-a lungul acestei semiluni, și iau fiecare paiețică cu scopitoarea. Foarte simplu și foarte ușor de realizat. După care, mă rog, dacă vreți să rămână atât de simplu, puteți să lăsați așa, însă eu mi-am mai aplicat
în formă de cascadă. Da, și am terminat. Și arată. Sper că vă place. E foarte elegantă, foarte simplu de realizat. Și da, sper să o încercați și dacă o încercați să-mi spuneți și mie. Arătați-mi pozele pe Facebook sau pe blog și am să vi le public la mine pe pagina de Facebook. Până data viitoare, sărbători fericite! Vă pup! Pa, pa!